Orice factor de vreme rea sau secetă afectează culturile de porumb, grâu sau grădinile și serele producătorilor agricoli. Pierderile înregistrate anul acesta sunt mari, iar profitul în scădere. Nevoit să mai crească prețurile, legumicultorii au rămas și fără clienți. Ce vindeți aici? Ardei graș. De cât timp, de câți ani vă ocupați de agricultură? Păi am 40 de ani de când am venit aici. Păi ce să facem? Ardei graș, capie, dar anul ăsta n-a mers. N-a mers? N-a mers. Anul ăsta n-a mers. Ce-a mai mers în solar, ce-a mai mers, dar afară nimic. Am două pogoane, n-am cules un fir de ceva. Cumpărători aveți? Cum e prețul? Cam greu, sunt toată ziua. Am avut 7 soci și abia am dat 3. Merge greu, foarte greu. Și e ieftin, 3 lei kilogram. Statul vă ajută cu ceva? Subvenții? Pe unii ajută, pe unii nu. Eu știu cum să mai zic. Care cum are mai mult, care are mai mult, le mai dă, dar eu care am puțin bătrân. Bine că nu e al meu, e al fiii meu. Eu nu mai pot să mai muncesc. Castraveți, roșii, miere, cartofi, capie, ce putem vinde și noi, varză. Sunteți mulțumiți de recolta de anul acesta? Nu. Nu suntem, pentru că seceta a fost cum a fost. Nouă ne-a fărâmat solarile vigilei atunci când a fost, deci s-a terminat și ardei și totul ele și ca atare suntem pe pierdere foarte mult. Banim ce și ce mai vindem și noi să putem trăi, că în ziua de astăzi se trăiește foarte greu. La prețuri ați mai pus ceva? Păi ce să punem, că astea sunt prețurile de când am început să vindem, tot aceleași prețuri sunt. Nu lași la preț, nu ți-l cumpără nimeni. Și așa că n-avem ce face, asta e situația. De-aia ne ajută și pe noi, guvernanții noștri, care i-am ales. Și cumpărători sunt? Uite ce se vede pe drum. Vedeți că nu mai, înainte mai erau, dar acum, în ultimul timp, stăm degeaba, nu facem nimic, nu vindem nimic. Asta e situația. Ceva subvenții de la stat luați? Încă nu. Eu, la vârsta mea, nu pot să fac. La roșii s-au dat subvenții, acum să mai dau la castraveți, la fasole, la capie, da? Cine a apucat să facă dosarele, cine a știut, cine nu, noi mai puțin, că nu prea ne ocupăm cu plecările și cu informațiile astea, așa. Asta e viața. Nu suntem mulțumite, am avut declarat zonă calamitată, în primăvară ne-au căzut solarele, a fost o vigilie foarte puternică, nu știu dacă am fost auziți, actele le-am depus către primărie, către județ, către... Sper să fie ajuns unde trebuie. Nu suntem mulțumiți. Producție slabă anul ăsta față de anii trecuți. Am încercat, le-am ridicat, le-am acoperit din nou, dar producția foarte slabă. Și cumpărători nu mai sunt. Doar pensionarii sunt acasă. Tot tineretul nostru e plecat. Ceva trebuie să facă pentru agricultură, să ne aducă copiii înapoi. Să poată să muncească tinerii noștri pământul nostru, nu alți. Tot pământul nostru e vândut, dar cui? Nu știm. La prețuri ați mai adăugat ceva sau sunt acele? Nu. De exemplu, marfa care se vede 2 lei. 2 lei orice produs, 2 lei. Ajunge pe mâna samsarilor, ei știu ce au de făcut. Noi cu ce să mergem la piață? Mergi la piață, spațiile sunt închiriate tot de ei, nu găsești masă, deci... Ce să vă spun, ne ruptăm cu morile de vânt. De când vă ocupați cu agricultura? De 30 de ani. Cu acte în regulă, deci sunt producător cu acte în regulă. Și pe firmă. Trebuie să tai facturi. Cui tai o factură? Pentru cine? Asta e situația. Unde să duc? N-avem piață de desfacere. Unde să ducem marfa ca să pot primi factură? Angrosiștii care cumpără de la noi nu vor oamenii să ia pe facturi. Și vând un sac de ardei cu factură? 10 kg sau 5 kg? Foarte greu ne descurcăm. Agricultura noastră e la pământ. Nici în cazul cultivatorilor de cereale situația nu este prea bună. Cheltuielile pentru cultivarea terenurilor sunt din ce în ce mai mari, iar recolta nu este satisfăcătoare. Am investit cam mult, nu știu cum scoate noi, că nu mai e sistem de irigații, ploile vin când vor ele. Ia uitați, numai la 3 rate aici, la un hectar jumate, dau 9 milioane. 900 de lei. Plus arat, biscuit, îngrășăminte, erbicid. Vă dați seama, nu-ți mai permis să mai bagi oameni.
pentru la anul crezi că va fi mai scump cultivarea? Siguranță, nu se pune problema. Păi dacă motorina crește din ce în ce mai rău, mai rău, asta nu mai e nivel de trai, trăim de... Acum e 9 lei. 8 lei și 9 lei, ce zi, mă? Motorina, ce zi, mă? Despre ce vorbi? Bine nu va fi, vă spun eu. Cu ce să-ți fac? Mâinile? Statul tot zice că ajută agricultura. Da, din gură zic toți. Special statul. Statul care e cel mai bandit. Din gură zice, din fapte te face. Pensiile speciale l-au mărit cu 500 de lei, pensiile l-au amărât cu 3 lei. Tot una este. I s-au pus la adăpost, poate să le scumpească și motorină și tot cât vor, și alimente și tot. Păcând noi, trăim de azi pe mâine, asta e, ce să facem. Ne descurcăm cum putem, cu datorii pe bănci, cu rate, cu... Prețul porumbului a mai crescut? A crescut și ăsta, vă dați seama, că e 1,50 lei, 1,80 kg. Deci a sărit capul. Suntem nevoiți, nu mai poți să crești animale, că n-ai voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie. Nu mai avem voie până la noi să respirăm. Ce zi mai?